Luca 15, începând cu versetul 11. Pilda fiului risipitor. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dăm partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foame mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțămintea în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort ce a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se înveselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri, a chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, Fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a, făcut, a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, Iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Vă rog să vă așezați. Bun este Domnul cu noi. Dacă vrem să fim realiști, fiecare dintre noi, ne dăm seama că bunătatea lui Dumnezeu ne înconjoară din toate părțile. Ca și oameni, ne-am învățat să cârtim și cârtim cu multă ușurință cârtim că nu ne place vremea de afară, cârtim că nu avem în buzunar cât am vrea să avem, cârtim, așa cum se spunea la ora de rugăciune, că nu suntem destul de înalți, că nu suntem destul de mici. Fiecare găsește motive să cârtească. Însă, fraților, surorilor, haideți să înțelegem astăzi ceea ce mai proclam încă o dată cu bucurie. Domnul este bun! Astăzi vreau să vă aduc aminte, că în timp ce noi stăm aici, sunt mult mai mulți decât noi în Spitalul Județean din Timișoara. Știți asta? Mult mai mulți decât noi sunt acolo în spital. Și dacă noi suntem aici, este pentru că Domnul este bun. Suntem bucuroși de fiecare dintre dumneavoastră, suntem bucuroși de cei ce vin mai de departe, fratele Ilie Bârgovan, Domnul să te binecuvânteze, fratele Alex, cred că e cu familia venit din Belgia, Domnul să te binecuvânteze, fratele Cârcu, venit de la Londra, Domnul să-l binecuvânteze, sora Emilia Martin, ne bucurăm că Domnul a ajutat-o să fie cu noi în această dimineață, a o e o soră pentru care ne rugăm ca Domnul să lucreze la starea ei de sănătate. Dragii mei, față în față cu bunătatea Domnului, aș vrea să înțelegem încă un lucru. În bunătatea lui, Dumnezeu ne vorbește. Și mă rog ca în această zi, Dumnezeu să se folosească de umilul Său slujitor ca să dea cuvânt acestei biserici. Zilele acestea, cineva vorbea despre biserica noastră și a zis, sunt atâția tineri acolo. Și mi-a pus o întrebare directă. Ai făcut o socoteală să vezi care e media de vârstă a bisericii Porta Cerului? Și am spus, n-am făcut o socoteală din asta, dar media de vârstă e destul de scăzută. Sunt mulți tineri aici. Și vrem să vă spunem cu toată dragostea, nu-i nimic mai frumos decât tinerețea să o petrecem în casa lui Dumnezeu. De fapt, cuvântul lui Dumnezeu, în Psalmul 110, cu versetul 3, spune așa: Poporul tău este plin de înflăcărare când îți adună știrea. Cu podobe sfinte, ca din sânul zorilor, vine tineretul tău la tine, caroa. Dragi frați și surori, tineri sau mai puțin tineri, e bine să fim în casa Tatălui. Nimic nu-i mai frumos decât să-ți trăiești tinerețea. Să-ți trăiești viața în casa Tatălui, la picioarele lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun ceva. Încă eu, mie nu mi-a fost dat să aud pe nimeni până acum regretând că și-a trăit tinerețea în casa lui Dumnezeu. Încă n-am auzit din astea. Dar să știți că am auzit pe foarte mulți, nu puțini, ci foarte mulți care regretă. Că și-au risipit tinerețea într-o parte sau în alta în lumea aceasta, stând departe de Domnul. Dragii mei, există pericolul, un pericol care m-a împins spre acest mesaj, spre acest cuvânt. Există pericolul ca noi, cei ce suntem aici în casa Tatălui, să ne lăsăm cu ușurință atrași de altceva decât de tata. Și lucrul acesta ne poate îndepărta de el sau ne poate înstrăina de el. Am bucuria să vă spun, nimeni, absolut nimeni, nu ne iubește mai mult decât el. Nimeni, absolut nimeni, nu ne vrea binele mai mult decât el. Nimeni, absolut nimeni, nu îngrijește de noi mai mult decât El. Numai că de multe ori noi nu știm ce înseamnă îngrijirea Lui. Noi vedem binele de moment și dacă nu suntem împliniți în dorințele momentului, începem să cârtim și să zicem, nu ne iubește Dumnezeu. Dragii mei, trebuie să vă spun, am avut situații în viață când am plâns pentru anumite insuccese. Și dacă mă uit astăzi înapoi, zic, slăvit să fie Domnul pentru insuccesele acelea. Pentru că poate că viața mea ar fi luat un cu totul alt curs, dar Dumnezeu e mai înțelept decât noi. Și el poartă grijă ca să lucreze la binele nostru suprem. Și dacă Tatăl e așa de bun. Și dacă Tatăl poartă așa de bine grijă de noi, cred că e bine să înțelegem că e datoria noastră să rămânem lângă Tata. Să rămânem în casa Tatălui. Însă astăzi, uitându-mă peste biserică, zic și eu ca și Apostolul Pavel altădată, mă tem ca după cum șarpele a măgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. 2 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 3. Mă tem și eu ca nu cumva noi cei ce suntem în casa Tatălui, să ne lăsăm oarecum atrași de mirajul țării îndepărtate și să fim la un moment dat ispitiți să ne uităm mai mult peste gard. Și să credem că acolo vom găsi împlinirea și satisfacția de care avem nevoie. Pilda aceasta a fiului risipitor ne prezintă o întreită dramă. O dramă a iubirii risipite, a vieții risipite și a bucuriei risipite. Dacă spun că e o dramă a iubirii risipite, este pentru că tatăl din această pildă iubește cu toată inima pe fiul lui, care a călcat în picioare dragostea lui. Și totuși lui Dumnezeu nu-i pare rău să-și rosească dragostea, îndreptându-o spre noi oamenii. Mă uit spre dumneavoastră, spre toți și în numele Lui vă spun, sunteți iubiți de tata. E drama iubirii risipite. E drama unei vieți risipite. Pentru că, iată, unul din casa tatălui a ales să-și trăiască viața altfel, să se ducă departe de casa tatălui. Și acolo și-a risipit viața. Dar e și drama bucuriei risipite. Pentru că unul care era în casa tatălui, n-a știut să se bucure de ceea ce îi oferea casa tatălui. Sigur, astăzi nu vom vorbi despre aceste trei drame. Vreau să vorbim despre una dintre ele. Drama unei vieți risipite. Și aceasta pentru că Duhul Sfânt. M-am povărat în săptămâna aceasta. Ca să aud despre oameni care au încheiat legământ cu Domnul, care au stat în apa botezului și au zis, până la moarte te vom sluji cu credință. Și care apoi, au uitat de Domnul. Au întors spatele casei tatălui și au ales drumurile lumii acesteia. Mă adresez dumneavoastră celor ce sunteți în casa tatălui și vă spun, nu-i loc mai bun decât să fii cu tata. Haideți să ne uităm la fiul risipitor în această dimineață. crescut în casa tatălui, beneficiar al tuturor binecuvântărilor care decurg din aceasta, s-a bucurat de tot ce avea tatăl, avea la dispoziție toate resursele pe care le avea tata. Însă, din nefericire, la un moment dat el găsește plictisitoare viața din casa tatălui. Ajunge să se plictisească în casa Tatălui. Pentru că în casa Tatălui erau reguli, reguli neînțelese de El. În casa Tatălui erau sfaturi nedorite de El. În casa Tatălui erau cerințe care obligă. Și veșnic nemulțumit. În casa Tatălui și a petrecut parte din tinerețe cu nemulțumire în suflet, stătea acolo, dar cu coada ochiului privea mereu, mereu spre țara îndepărtată. Nu e ciudat? Există un miraj al țării îndepărtate. Știți ce e mirajul? Este o păcăleală optică care te face să vezi imagini care nu există în realitate. Acea fata Morgana. Există un miraj al țării îndepărtate. Ciudat. Tânărul acesta nu fusese niciodată în țara aceea îndepărtată. Dar știți că îi plăcea tare mult ce se întâmplă acolo? Cineva l-a învățat că acolo e bine, că acolo e frumos că acolo poate să găsească elixirul fericirii. Credea că acolo găsește satisfacție, că acolo găsește împlinire. Iubiți tineri, prezenți astăzi în casa Domnului. Țara îndepărtată în vremea de acum este prezentată în culori vii, în toate reclamele. Și bietul fiu risipitor. El crede în reclamele păcatului. El crede cu adevărat că acolo va găsi satisfacția și împlinirea câte înșelăciune. Dragii mei, drama aceasta a fiului risipitor se dezvoltă pe două planuri și aș vrea să ne uităm astăzi. Întâi e dezlipirea de anturajul cel bun. El era în casa tatălui, era cu tata, era cu fratele lui și nu știm ce mai era acolo. Acolo erau argații care slujau cu bucurie în casa tatălui. Și totuși el alege să se dezlipească de casa tatălui. Știți cum e cu dezlipirea asta? Ea nu e dintr-o dată. Ea merge treptat, treptat. Întâi te uiți spre țara îndepărtată și ți se pare că acolo vei găsi împlinire. Și întâi ți se dezlipește sufletul de casa tatălui. Întâi ți se deslipește sufletul și inima începe să fie îndreptată înspre alte direcții. Și când s-a dezlipit sufletul, nu e mare lucru să te dezlipești cu totul. Frați și surori, iubiți tineri. Să zic și eu, ca și psalmistul, am fost tânăr și am îmbătrânit. Dar vreau să vă spun ceva. N-am văzut încă un om care s-a dezlipit de casa tatălui și care să poată să spună cu adevărat m-am realizat, m-am împlinit în altă parte, nu l-am văzut. De crede că s-a împlinit într-un fel, se găsește cu sufletul gol și amărât și mai târziu îl vezi peste ani de zile că vine înapoi ca unul care și-a venit în fire și zice mi-am risipit o grămadă de ani. Aș vrea să primiți predica din această zi ca pe un strigăt de durere pentru toți aceia care uitându-se peste gard spre țara îndepărtată, consideră că acolo vor găsi satisfacții. Pentru oamenii care se dezlipesc de anturajul cel bun, se dezlipesc de părtășia frățească și își caută împlinirea în altă parte. Bietul fiu risipitor nici nu bănuia ce mult avea să piardă prin această dezlipire. Nici nu bănuia. Haideți să vedem ce a pierdut. Întâi a pierdut siguranța casei. Vreau să știți ceva. În casa tatălui este siguranță. Pentru că stăpânul e chiar tata, el. Aici, în biserica Domnului, este siguranță. Mai este cineva care se uită la tine și vede cum îți sunt umblările și cum îți sunt cărările. Te mai întreabă de sănătate, cineva mai dă mâna cu tine la începutul închinării, cineva te mai salută, cineva te mai întreabă de sănătate. Însă, când pleci de aici, pierzi siguranța din casă. Nu numai atât. A pierdut siguranța casei, a pierdut și ocrotirea tatălui. Uitați-vă la el, credea că îi va fi bine, pentru că n-a mai, mai putut de bine. În casa tatălui toate nevoile lui au fost împlinite. Însă dintr-o dată se duce într-o țară îndepărtată, tata nu mai e cu el acolo. A pierdut ocrotirea tatălui a pierdut sursa binecuvântărilor. Știți dumneavoastră cum sunt copiii? Ei nu știu că nu este. Ei știu că au nevoie și că le trebuie. Și în casă li se împlinesc nevoile. Dragii mei, în casa tatălui e sursă de binecuvântări. Aici ne binecuvântează Domnul sufletul, Aici ne vorbește Domnul printr-o cântare, aici ne vorbește Domnul printr-o predică, aici ne vorbește Domnul printr-un frate, printr-o soră, într-un fel sau un altul. Aici e sursa binecuvântărilor. S-a dus într-o țară îndepărtată și a ajuns să trăiască doar cu ceea ce a luat de la tata odată. Cu zestrea cu care a plecat. Și nu numai atât. A pierdut legătura cu cei sinceri interesați de binele lui. Uitați-vă spre el, spre risipitorul. Dintr-o dată se vede fără nicio legătură, nici cu tata, nici cu fratele lui, nici cu cei din casă. Dintr-o dată se vede absolut fără nicio legătură cu ei. Să pierzi legătura cu cei ce-ți vor binele cu adevărat e dramatic. Apoi a pierdut garanția fericirii de durată. Adică a dat fericirea de durată pentru fericirea de moment. În Casa Tatălui Dumnezeu pregătește fericirea pentru noi ca să fim fericiți aici și în vecii vecilor. Dar El a dat fericirea de durată pentru fericirea momentului și a pierdut această garanție a fericirii de lungă durată. Nu numai atât, a pierdut adevărata libertate pe care el de fapt credea. Că o va câștiga plecând din casa tatălui. Acolo și-a pierdut adevărata libertate. Acolo a ajuns să fie dependent de niște străini. Și-a pierdut numele. A rămas pe paginile scripturii cu numele acesta, fiul risipitor. El cel ce era fiul tatălui. Observați dumneavoastră ce înseamnă dezlipirea de casa tatălui? Câtă pierdere este în această dezlipire de casa tatălui? Îngăduiți-mi să fac o strigare către cei prezenți aici și să vă spun, dragii mei, nu-i loc mai bun decât să stai lipit de tata și de casa lui. Nici nu știi ce pierzi. Când te dezlipești de tata și de anturajul cel bun. Însă am spus, drama aceasta a fiului risipitor se dezvoltă pe două planuri. E dezlipirea de tatăl și de anturajul cel bun, și apoi lipirea. Ați remarcat expresia care a fost consemnată de către Luca. S-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia. S-a lipit. Este o dezlipire și apoi apare o lipire. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească pe Se dezlipește de un anturaj bun și ajunge să se lipească de un anturaj rău. Cu ce s-a ales din toate acestea? S-a ales cu înșelare, lipit de unul dintre cei pe care credea că îi cunoaște, că îi sunt prieteni. S-a lipit de unul care probabil a băut cu el. S-a lipit de unul cu care a chefuit altădată. S-a lipit de unul dintre aceștia pe care credea că îl cunoaște, dar nu l-a cunoscut. Credea că îi e prieten, dar l-a trimis să păzească porcii. A bat jocuri, l-a trimis. Cu ce te alegi când te lipești de un alt anturaj? Dragi tineri, așa se spune despre tinerețe că este vârsta marilor prietenii. Așa de ușor se leagă prieteniile în tinerețe. Însă, mă simt dator să amintesc cuvântul consemnat de Apostolul Pavel. Și să zic, Tovărășile rele, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. S-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia și dintr-o dată a văzut că s-a ales cu ce? S-a ales cu înșelare, dar nu numai atât, s-a ales cu robie în loc de libertate. El, cel ce era liber, în numele Tatălui și cu Tata, să trăiască viața într-un mod plenar, așa cum îi îngăduia statutul lui, dintr-o dată se trezește în robie, dependent de unul din locuitorii țării aceleia. S-a ales cu sărăcie în loc de bogăție. Observ ce ți-aduc anturajele păcătoase? El voia să fie bogat. A plecat cu resurse de acasă. Și dintr-o dată, se trezește cu punga goală și sărac, dependent de unul dintre cei pe care îi credea prieteni. S-a ales cu rușine în loc de onoare. El, fiul marelui stăpân, a ajuns să fie cunoscut Mister Porcaru în țara aceea îndepărtată. Imaginați-vă dumneavoastră ce face diavolul cu oamenii atunci când vieții de ei cred că își găsesc fericirea lipindu-se de un anturaj străin, de un anturaj păcătos. Onoarea lui de altă dată treceau argații pe lângă el, îl salutau respectuos, el era fiul marelui stăpân. dintr-o dată se trezește într-o condiție a rușinii, toată onoarea lui s-a dus. Asta face păcatul cu oamenii. S-a ales cu neîmplinire. Știți ce a căutat el în țara îndepărtată? Tocmai împlinirea. S-a ales cu neîmplinire. De ce? Scriptura spune că a început să ducă foame, a început să ducă lipsă. Dintr-o dată neîmplinirea era la ea acasă în viața lui. S-a ales cu regrete. Se uita înapoi spre ce a făcut și a regretat se gândea spre tata și era rușine, să mă duc înapoi, mi-e rușine, să stau aici, mi-e greu, uite ce mi-au făcut aceștia, mi-au golit buzunarele, am rămas un nenorocit. S-a ales cu teamă și nesiguranță pentru ziua de mâine. Un viitor cenușiu și nesigur stătea înaintea lui. Asta s-a întâmplat cu fiul risipitor. Vreau să vă spun astăzi tuturor celor ce îmi puteți asculta glasul, fie aici, fie pe internet, lipirea de un anturaj rău te jefuiește de tot ceea ce este mai bun în tine și te lasă gol și dezamăgit. Cei mai mulți dintre cei ce au părăsit casa tatălui, dacă ai stat de vorbă cu ei să vezi de ce s-a întâmplat asta, și-au făcut prieteni pe cine nu trebuiau să-și facă prieteni. Și când te lipești de un anturaj rău, te trezești jefuit de tot ceea ce este mai bun în tine. Te lasă gol, te lasă dezamăgit, pentru că aș vrea să înțelegeți ceva. Dincolo de locuitorul din țara aceea îndepărtată de care s-a lipit fiul risipitor, dincolo de el aș vrea să-l vedem pe stăpânul țării îndepărtate, pe domnul veacului acestuia, care este cine? Diavolul. El stă în spatele acestor anturaje păcătoase. Crezi că ți-ai făcut prieteni? Crezi că ai găsit oameni care te înțeleg? Te înțeleg câte vreme, risipitorule, ai resurse în buzunar. Ți se pare că te înțeleg cât pot să profite de pe tine? Dar ascultă-mă bine. Nimeni nu te iubește mai mult decât Tata. Înțelegi tu asta? Nimeni nu te iubește mai mult decât Tata și nu-i impietate mai mare, nu-i greșeală mai mare decât să întorci spatele tatălui și casei tatălui și să zici îmi găsesc împlinirea dincolo, că acolo mai pot să înjur, acolo mai pot să beau, acolo mai pot să mint, acolo mai pot să fac așa și nimeni nu-mi spune nimic. Ai grijă, dragul meu, astăzi îți predic cu pasiune pentru că îmi pasă de sufletul tău să nu te lași târât în anturaje greșite, pentru că în spatele anturajelor rele stă tocmai el, diavolul. El stă ascuns, nu-și arată cornițele și tu nu înțelegi că în realitate El pândește și caută să te jefuiască de tot ce ai? El este interesat să cheltuiești tot ce ai primit din casa tatălui, toată zestrea ta, tot ce a lăsat tatăl în tine, tot ce a pus bun în tine. El este interesat să te jefuiască de tot ceea ce ai primit, să cheltuiești totul, să strici totul și astfel să pierzi totul. El este interesat să te facă să crezi că găsești apreciere în țara îndepărtată, că găsești satisfacții printre cetățenii țării îndepărtate. În realitate, ascultă-mă bine, în realitate el este fiara care vrea să distrugă totul, totul din tine. Este prezent și gata să te atace când ești cel mai slab. Când ești dezarmat, când nu mai ai resurse, te aruncă între porci. Ăsta este dușmanul sufletului tău. Și aș vrea să înțelegi, satan este la vânătoare de suflete omenești. Ascultați-mă bine! Diavolul ne vrea sufletul fiecăruia dintre noi. Astea sunt trofeele pe care le caută satan, sufletele noastre. Însă cât stăm în casa tatălui și în părtășie cu tatăl, suntem ocrotiți și păziți de el. Este un verset în Cartea Genezei, capitolul 14, versetul 21. Uitați-vă ce zice împăratul Sodomei, îi zice lui Avram. Dă-mi oamenii și ține bogățiile pentru tine. Asta e strategia diavolului. El vrea oameni, bogățiile, nu-l interesează, poți să ai, poți să zici că-ți merge bine, poți să zici că ai succes. Dă-mi oamenii și ține bogățiile pentru tine. Dragii mei, suntem chemați să stăm în gardă. Să ne punem în gardă cu privire la cel ce vânează sufletele oamenilor cu vicleșugul lui și cu anturajele nepotrivite pe care ni le oferă. Dragii mei, când cineva de aici din casa tatălui ajunge să fie târât din cauza anturajului spre țara îndepărtată, ajunge să fie o adevărată batjocură omul acela. Ascultați-mă bine, de aceea spun cu pasiune ceea ce spun. Când cineva este târât din casa tatălui de un anturaj greșit și dus în țara îndepărtată, omul acela ajunge să fie o adevărată badjocură. El e badjocorit. numele Domnului este badjocorit. casa tatălui este bagiocorită pentru condiția lui. Și stăpânul porcilor stă și râde. Și îl pune la cea mai rușinoasă corvoadă. Așa face diavolul cu cei pe care îi târăște într-o țară îndepărtată. Am predicat altă dată despre Samson. Știți ce au făcut din el? L-au făcut să învârtă la râșniță locul măgarului. L-a luat Samson să învârtă el la râșnița aceea a filistenilor. Așa știe să-și bată diavolul joc de cei ce se lasă târâți din casa tatălui pe teritoriul țării îndepărtate. Uitați-vă la fiul risipitor, la porci. Știți ce însemna asta pentru un evreu? porcul era un animal spurcat. Și el ajunge să păzească, așa i s-a spus prima dată, nu-i mare lucru, nu mai păzești. Numai că apoi a ajuns să tragă cu porcii de aceleași roșcove, să împartă aceleași roșcove cu porcii și și-a dat seama că porcii sunt mai tari decât el. Și el avea datoria să hrănească porcii. Și vreau să vă spun, dragii mei, porcii aceștia sunt niște fiare fără milă. Când zic porcii, te pune diavolul să-ți hrănești poftele acelea rele de care ți -e scârbă ți-e scârbăție însuți. Te pune să le hrănești și te trezești că hrănești în fiecare zi pofta aceea de care ți-e greață, te uiți la tine însuți și zici, Doamne, ce am ajuns! Ajunge să hrănească porcii poftelor, porcii urii, Oricine iertării pentru cei din jur că ei m-au adus aici. Și, în realitate, greșeala a început când a ieșit din casa tatălui și a ales să se dezlipească de tata și de casa lui. Și a ajuns să se lipească de cei ce nu meritau lucrul acesta. Cu cât rănești mai mult aceste fiare, porcii, cu atât ești mai flământ și ajungi să te hrănești tu însuți cu ce se hrănesc porcii. Porcii se hrănesc din tine și tu te hrănești din ceea ce mănâncă ei. Nu-i dramă mai mare decât unul care a fost în casa tatălui să ajungă să fie târât. Nu știu dacă dumneavoastră ați văzut vreodată cum se ademenesc porci când îi duci la tăiat. Știți cum sunt ademeniți? Pentru cei ce au crescut la țară poate știu asta. Se pune niște mâncare pentru ei, se pun grăunțe în ceva și îl cheme așa cu grăunțele încet, încet și bietul de el, el crede că se duce la bine și îl așteaptă cuțitul. O, nu credeți că așa face diavolul cu mulți astăzi? Dragii mei, vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu. Aici, în casa Tatălui, vă spun, nu vă lăsați înșelați vreodată. S-ar putea să-ți vină să zici, am găsit un băiat, că nimeni nu mă înțelege ca el. Așa de bine mă înțeleg cu el, numai că nu-i pocăit, dar așa băiat de treabă -i, dar nu-i pocăit. Să știi că întotdeauna diavolul te va atrage cu lucruri care ți se par interesante. Acest cântec de sirene te va atrage și ți se va părea ambietor, dar în realitate te va duce la dezastru total. Și o spun cu toată pasiunea pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Mi-e milă, mi-e milă de oamenii care se pierd de casa lui Dumnezeu. Mi-e milă de oamenii care se îndepărtează de casa lui Dumnezeu care încheie legământ cu Dumnezeu și spun toată viața vom sta în casa Tatălui și îl vom sluji pe Tatăl. Și apoi își îngăduie să înjure, apoi își îngăduie să mintă, apoi își îngăduie să bea, apoi își îngăduie să folosească ce folosesc alții. Și te uiți la el peste o vreme și zici: Doamne, ce s-a întâmplat cu el? Și a bătut diavolul joc de el. Ascultați-mă bine, Dumnezeu nu-și uită legământul. El nu-și uită legământul pe care l-a încheiat cu tine, tu l-ai uitat! Legământul acela rămâne strălucitor în ochii lui. N-am să uit o vedenie care era adresată de Duhul Sfânt, unuia dintre aceia care l-a părăsit pe Domnul. Și în vedenia aceea totul era negru, dar în jurul inimii lui strălucea un inel. Și Duhul Sfânt a dat cunoștință și a zis, acela e legământul pe care l-ai făcut cândva cu Domnul. Ăsta mai strălucește. Domnul nu-i uită pe cei ce sunt ai Lui. Și atunci te miri că vin necazuri, te miri că vine accident, te miri că vine lipsă, te miri că vine una sau alta, știi ce face? Te caută tata! Te caută tata! Înțelegi tu? Dragul meu, te chem cu toată dragostea. Nu uita, nicăieri nu-i mai bine ca în casa tatălui. Când încerci să găsești satisfacția în alte părți, diavolul te va minți, prietenii te vor minți, toți îți vor spune, vino cu noi să vezi ce grozav este. Și poate că stai cu ochii ațintiți spre oameni care ți arată cum știu ei să se bucure vai de bucuriile lor. Scriptura spune foarte clar în Roman 6 cu 23, plata păcatului este moartea. Plata păcatului este moartea. Să vreau să spun ceva în încheierea predicii din această zi. Pilda aceasta ne lasă să înțelegem că există șanse pentru fiii risipitori. Eu întâi te rog fierbinte, nu îndrăzni să fii unul, pentru că rămân consecințe. Nu îndrăzni să-ți risipești viața, pentru că vei plânge ani tăi. Îți vei plânge zilele și te vei uita înapoi și vei zice, oh, dacă n-ar fi fost ziua aceea, de n-ar fi fost întâlnirea aceea nefastă, eu îți spun, nu te juca, rămâi lipit de tata și de casa tatălui, este spre binele tău. Dar dacă, o oh, Doamne, dacă ți s-a întâmplat să te îndepărtezi de casa tatălui, poate te-ai dezlipit doar cu inima, poate ți-ai dezlipit doar sufletul de tatăl, poate n-ai ajuns departe, vino înapoi. Sau poate ai ajuns chiar pe teritoriul țării îndepărtate. Mai zic o dată, vino înapoi. Poate că ești deja între porci și nu mai știi cum să scapi, luptându-te cu ei pentru roșcovele pe care le pretinzi pentru tine. Vino înapoi. Iar tați-mi emoțiile. sunt pornite dintr-o inimă plină de pasiune pentru oameni pe care știu că iubește Dumnezeu și care, vai, se duc singuri pe drumul pierzării. Și în numele Lui vă rog fierbinte, întoarceți-vă înapoi. De vrei să te întorci înapoi, este obligatorie smulgerea din anturajul cel rău. E obligatorie. Stau adesea la consiliere cu fii risipitori, cu unii care au ajuns să împartă cu porcii bunurile lor și ceea ce este al lor. Și cu asta încep și le spun, dragul meu, tu trebuie să o rupi, rupe-o cu lucrurile acestea. E necesară smulgerea din anturajul cel rău, e necesară smulgerea din teritoriul acela al păcatului. Apoi e necesară pocăința. Da. pocăința, acea schimbare a minții, schimbarea direcției de mers și e necesară relipirea de casa tatălui și de tatăl. Aici, când te întorci la tatăl, îl întâlnești pe tata în postura aceasta, în poziția aceasta. Ba mai mult, îți alergă înainte. îți aleargă înainte și vrea să te îmbrățișeze și să te sărute mult. Deslipește-te de anturajul cel rău, pocăiește-te și vino la Tatăl. Și când ești la Tatăl, te așteaptă casa lui deschisă larg. Aici îți recapeți în fierea, îți recapeți haina, îți recapeți inelul. De aceea, ascultă-mă bine, de ești în casa tatălui, rămâi în casa tatălui. De te-ai dezlipit cu sufletul, vin înapoi. De te-ai dezlipit cu trăirea și cu viața ta. Și ai venit aici doar pentru că a, tot insistă tata și mama eu îți spun, ascultă-mă bine, vino înapoi, să nu-ți plângi tu însuți de milă într-o zi, pentru că mare este Domnul și nimic nu scapă de ochii lui. El te vede în țara îndepărtată, te vede și aici. Și ar fi păcat să-ți petreci viața așa cum tu însuți nu-ți dorești. Vino înapoi.